spuse, acestea fiind spuse, avem un joc pe care trebuie să-l jucăm și totodată să-l găștim. O nouă săptămână, bă! O nouă săptămână albastră, bă! Să vorbiți! Doamne, vorbești de parcă spui că ți-ai zis că să-l vorbești! Păi nu, dar nu putem vorbi dacă voi în continuu vorbiți. Noi încercăm, cred că și de vreo trei și eu de vreo. Sigur, dar vorbiți, dar vorbești de parcă mă fac să mă simt vreo dată și noi fetele vrem să... Nu, dar nu ne-a cinesc discuția și asta... Dar am închis discuția! Nu vă mai victimizați în calul ăsta și noi fetele voiam să spunem ceva, dar nu putem de voi. Sunt supărată pe Alex Delea. El mereu are ceva cu vocea mea. Cred că eu vorbind un pic mai subțirel, dă un pic impresia că ori m-aș criza, ori m-aș victimiza, ori aș fi o persoană care are nevoie de ajutor, ceea ce clar nu sunt. Nu am nevoie de nimeni, nici măcar să spargă cocos. Dacă vreau, mă apuc, iau maceta și dau un cocosul ăla până îl sparg singură. Vreau să faceți prima aia cu lingura. Cine are lingura mână vorbește și să pasează de la unul la altul. Dar să nu mai vorbim, să nu mai vorbim nici toți. Dacă vreți să spun ceva cu adevărat, intră și spune. Fără a te menajea de ceva. Spune, vrei să spun ceva? Spune. Acum îmi pare rău că n-am fost atent să dau atenție să spui tu. Poate data viitoare am să fiu, dar nu promit. Chestia asta cu lingura data viitoare, că noi nu apucăm să vorbim și nu e adevărat, trebuie să ne respectăm cu toții. Am văzut și eu, am fost și eu acolo la consiliu. Și nu neapărat pentru voi, că poate că nu vă poate să te credeți. Pentru cei de acasă, care era și tu. Poți să mă bază, poți să mă. Este o situație care se întâmplă de fiecare dată. Nu m-am aprins acum. M-am aprins pe o zi, două, trei, patru. Suntem aici de ceva timp și eu nu pot să îmi exprim nicio opinie. Ok, atunci hai să ne alegem astea, nu? Sau ce să facem? Mimifon. Dacă e prejeală acolo, e Maria. Da, Maria. Maria alege, hai Maria. Mă, vorbește! Ei, acum nu mai vreau. Ei, nu mai vorbi, nu știu ce să fac. Odată am vorbit și eu mai mult și mi s-au spart mie oalele în cap. Nu! Vorbiți când vreți și faceți ce vreți, când vreți. Ori poți să mă împingi să vorbești, nicio problemă, nu mă supăr. Voi băieții vă ascultați. Aveți mai mult respect pentru voi, între voi, decât cu noi. Uite, și se vede? Nu e victimizare. Nu poți să spui că dacă începeți să vorbească Alexandra sau tu sau asta, nu te lăsăm să vorbim. Păi am încercat și nu mă ascultați. Nu s-a auzit. Ok. Atunci nu mă ascultați. Tot același lucru. Nu prea avem răbdare în echipă și trebuie să învățăm cu toți mai mult să ascultăm și mai puțin să vorbim. Pentru că eu cred că aceasta este atitudinea pe care trebuie să o adoptăm ca să fim și auziți mai bine. E mișto să tratezi femeia de la egal la egal. Corect? Da. Iar când sunt chestii de-astea, hai să facem ceva și nu știu ce, dar eu sunt femeie. Păi dacă vrei să fii tratată de la egal, la egal, nu mai există că ești femeie, corect? Dar voi nu înțelegeți lucrul ăsta, egal-egal. Exact, ce e asta egal-egal? Gen, înseamnă că... Vorbesc cu bulii, măi. Tu trebuie să conștientizezi, sunt unele lucruri în care... Da, mă, normal. Să facem în puterea noastră, că nu există egal. Te-aș pun, nu, că nu te pun să spargi lemne. Da, exact, că eu îmi doresc să fiu... Că nu suntem nici noi absurd, dar în unele discuții trebuie să înțelegi, gen că... Na, nu zic la lucruri fizice. Nu neapărat să taci, că nu mă refer ce ai avut o discuție cu ăla. Nu, dar zic în general, să-i spun exact. Nu vorbesc cu tine. Nu vreau să vorbesc cu tine. De ce? Pentru că nu sunt lucruri? Uite și acum, de ce faci lucrurile astea? Că nu vreau să vorbesc cu tine, Maria. De ce? Nu vreau să vorbesc. Dar eu ce ți-am făcut? Pentru că tu nu ești de acord cu nimeni și cu nimic. Și eu dacă aș deschide acum o discuție, tu mă contrazic, eu te contrazic și nu are nicio relevanță. Dar să... un argument care să înțelegi. Maria, te știu din totdeauna și nu contează argumentele la tine. Nu absolut deloc, Robert. N-a fost o ceartă între mine și Robert, cred că a fost o conversație foarte frumoasă și foarte grown up, să spunem așa. Care au primit? Mi se pare că s-a transformat într-un cocoș. Și vreau și eu. Da. Bravo pentru el. Nu, da. Pentru că știi de ce urât. Uite, ai la de lângă capul tău măsuță cu cana ta, cu cocoșul tău. Și eu când am... Nu, și eu când am fost să mănânc de farfuria mea, dar ce, dar unde, dar ce, de ce, și acum... Și s-a dat de ta și de ta. Vorba la el dintre femeie și bărbat, ei nu este vorba că ne respectăm femeia. Dar este vorba, ne respectăm femeia, dar eu întotdeauna o să fiu... Da, ea trebuie să tacă fata mea. Exact. Noi de când am venit, au fost conflicte, au fost mici, mari, au fost, da? Cine le-au deschis? Bă, mereu femeie. Păi n-am nimic ca doamne ferește. Bă, frate, eu respect foarte mult femeie. Mai mult decât clar, tot pe mine o femeie m-a făcut, da?
Adică, cred că cel mai sfânt lucru de pe pământ, cel mai sfânt lucru pe care să-l zice e mama, nu? Da, da. Corect? Dacă noi, ca bărbați, nu știm să respectăm femeile, bă, voi, ca femei, nu știți să respectați femeile. Ai înțeles? Și de mult. Mine... Ai înțeles? Eu, iar l-am văzut la consiliu, așa. Bă, iau climatele de antene și sunt... Andrei face ce zice Iacu. Da, da! Și Iacu i-a spus, nu mai da ce pui, da, 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 tată! Și Andrei chiar a tăcut și eram... Dar eu ce-am zis, eu ce-am zis, cu cine am vorbit? Eram cu voi? Cred că cu cine, da, și cine a zis că Andrei o să facă nu știu ce? Eu v-am zis? Eu v-am zis că Iacu o să fie ăla care o să... E mai mic decât tine și ți-a zis să taci în pâine mei. Și da, pentru că Andrei... Ați vedeți cum merge? Da, da, da! Cum merge? Da, 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 eu am spus că cu are probleme pe spatele. În fine, da, eu v-am zis de la început că Andrei o să facă mă, partea bătară, că ne vreau să facă ea în grup. Credeți-mă, orice face Andrei și orice unde se bagă, e de la Iancu. Bă, pot să bag mâna în foc. Nu-l văd ca un om rău, dar pur și simplu în acel moment se împăia puțin la pene, se înfoia puțin și l-am văzut total diferit. Poate era și de la avocatul lui, Andrei. Cumva avocatul tău întotdeauna o să-ți dea dreptate și chiar dacă ești guilty, nu o să zică niciodată, pentru că avocatul trebuie să te facă să câștigi în fiecare moment.